Luna trecută, inspectorii de muncă din cadrul ITM Olt au efectuat sute de controle atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății. Au fost verificate firme de construcții, transport, agricultură sau comerț. În funcție de gravitatea deficiențelor constatate, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale, constând în amenzi și avertismente, dispunându-se totodată măsuri de remediere. Numai controlele efectuate s-au identificat un număr de 257 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate 150 de sancțiuni, dintre care 138 de avertismente și 12 amenzi, în valoare totală de 182.500 de lei. În timpul verificărilor au fost depistate și persoane care lucrau la negru, astfel că o firmă de construcții din Slatina, ce avea 4 persoane fără carte de muncă, a fost amendată. De asemenea, pe lista angajatorilor prinși cu angajați la negru a fost și patronul unei firme de confecții din Drăgănești, Olt. În luna iunie 2021, inspectorii de muncă au identificat 7 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, astfel, un angajator din municipiul București cu obiect de activitate construcții, care desfășura lucrări pe raza municipiului Slatina, având 4 persoane fără forme legale, amendă aplicată fiind de 80.000 de lei, și un angajator din orașul Drăgănești-Olt cu obiect de activitate construcții, care folosea la muncă 3 persoane fără forme legale, amendă aplicată fiind de 60.000 de lei. Totodată, amenda acumulată celor doi angajatori a fost de 140.000 de lei. Luna trecută au fost înregistrate și foarte multe accidente de muncă. Din fericire, nu au fost soldate cu decesul vreunei persoane, dar 14 olteni au fost în incapacitate temporară de muncă.